microbuze cu care au venit aplaudații guvernerii de la țară la Chișinău. Ce mișlie, fălește! Iedineț! Și de departe au venit cu mașini mai mari. Și membrii de partid. Altfel, cum motivezi omul să vină la Chișinău în zi de lucru, în zi de prașă? Două de la Drochie, microbuz de la Don Dușe, trei microbuze de la Rușcani, alături de nisporieni. Sprintere de la Orhei, 3, 4, 5. Și ăsta e microbus de partid din Chișinău. Bine că pot. Sper că nu-ți furați banii ăștia de bani publici. Sper că-s donațiile lor de membri de partid. Două mașini de poliție și una și-a pornit girofarul că vine inspecție civică filmată. Aici s-a stă lângă trecere de pietoni, nu-l observă nimeni. O fi drug de-al lor. Dar aici sta mașină de maistă parcată pe trotuar. Nu contează. Așa trebuie. Știți, la situații excepționale. Minunat. E o organizare cu pași grăbiți. Capul de asfalt. Microbuzul ăsta de lângă Catedrala Catolică s-a întins că tot trotuar. Păi nu chiar. Poți treci pe alături. Așa o fi parcând ei pe la Șoldeniști. Colecționează sticle de Coca-Cola. O fi vreo promoție aici. Mai jos de președinție, două mașini de Orhei parcate fix în intersecție. O fi de ce? De la guvernare. Dar și de la Dubăsari în genere, urcat acolo unde n-are nimeni acces. Și el o vine tot. Ia că și mașină din Cehia. Și ăștia stau pe strada unde alții n-au acces. Unde e interzis.
Băieți, comunică cu țuruiacul. Și curtea asta a umplut-o cu mașini de partid. De la Anien, de unde vrei. Cât ești la guvernare, fac ce vor. Pe urmă să facă ce vrea guvernarea următoare. Dacă cetățenii rabdă, de ce nu? La câte autobuze și microbuze de partid am filmat în jur, aici e cam puțină lume, oriunde ori fi ceilalți. La grădina zoologică, la circ, la piața centrală. Cum a spus poetul.